Doamnelor, domnilor, bun găsit la Prima News. Sunt Andrei Gheorghe. Începem ca de fiecare dată cu titlurile orei, după care intrăm în zona de dezbateri. Rata anuală a inflației a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii aproape 3 ani. Inflația în luna mai 2024 comparativ cu luna mai 2023 a fost de 5,1%. Vorbim despre cea de-a patra diminuare consecutivă a acestui indicator. În aprilie, rata inflației a fost de 5,9%. Mărfurile alimentare s-au scumpit în luna mai cu 1,24% față de mai 2023. Dintre alimente, cel mai mult s-au scumpit conservele din fructe cu 10%, mărfurile nealimentare cu 6,38% în luna mai față de perioada similară a anului trecut și s-au ieftinit cu 0,37% comparativ cu aprilie 2024. La această categorie cel mai mult s-au scumpit medicamentele cu peste 24%. Avem noi rezultate parțiale pentru consiliile locale. PSD a obținut aproape 36,3%, fiind urmat de PNL cu 29,4% și de AUR cu 9,35%, arată rezultatele parțiale anunțate de Biroul Electoral Central. În ceea ce privește voturile pentru primari, PSD are circa 38,5%, PNL 32,7%, iar AUR 6,3%. Rămânem la subiectul rezultatelor electorale. Încă nu este liniște în sectoarele 1 și 2. În sectorul 1, primarul Clotilde Armand, care își dispută victoria în cursa pentru primărie cu George Tuță, candidatul PSD-PNL, a susținut în această dimineață că peste 1000 de buletine de vot în alb, de la secția de votare numărul 29, citez, s-au evaporat. Ea anunță că așteaptă renumărarea voturilor în toate secțiile. Cei doi patroni ai firmei care deținea stația GPL de la Crevedia, la care s-a produs explozia soldată cu moartea a 5 persoane și cu rănirea a peste 50 de oameni, au fost trimiși în judecată. Aceștia vor fi judecați pentru distrugere din culpă, care a avut ca urmare un dezastru și neluarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă. Războiul taxelor dintre Europa și a doua putere economică la nivel mondial continuă. Uniunea Europeană este așteptată să-și dezvăluie planul de tarife pentru vehiculele electrice din China. Decizia vine pentru a combate importurile ieftine de produse subvenționate, transmite CNBC. Concret, Uniunea Europeană are o taxă standard de 10% la vehiculele electrice importate, dar urmează să o majoreze provizoriu pentru mașinile care provin din China. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, ține să liniștească statele de la granița de est a organizației. Stoltenberg a repetat promisiunea că alianța își va apăra toți membrii, referindu-se în special la statele de pe flancul estic, în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Probleme pentru liderul de la Casa Albă. Fiul președintelui american, Hunter Biden, a fost găsit vinovat de un juriu din statul Delaware, unde a fost judecat pentru că a mințit în legătură cu consumul de droguri, cumpărându-și astfel ilegal o armă. Juriul l-a găsit vinovat pe Hunter Biden pentru toate cele trei capete de acuzare formulate împotriva sa. Ceea ce îl face pe acesta primul copil al unui președinte american în exercițiu care a fost condamnat pentru o infracțiune. Continuăm cu sport. Apar primele măsuri inedite înainte de începerea campionatului european de fotbal. Poliția germană ia măsuri pentru a preveni posibile cazuri de violență. Poliția a cerut că suporterilor englezi să li se vândă doar bere cu alcoolemie de 1% în timpul primului meci al naționalei lor împotriva Serbiei, meci ce va avea loc duminică. În acest fel, autoritățile speră să evite violențele huliganilor în jurul stadionului. Partida dintre Anglia și Serbia a fost declarată ca una de mare risc cu posibile ciocniri între huliganii celor două țări. Ca de obicei, încheiem cu informațiile despre vreme. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică până mâine de dimineață. Avertizarea este valabilă în Oltenia, Transilvania, sudul Banatului, jumătatea de nord a Munteniei, Moldova și local în Maramureș. Vor fi averse intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii, căderi de grindină și descărcări electrice. În plus, avem și o avertizare cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat în Muntenia, în sudul Olteniei,
și în zona continentală a Dobrogei. Maximele se vor situa în general între 30 și 34 de grade, iar indicele temperatură umezeală va fi în jurul valorii de 80 de unități. Comentăm în această primă oră de dezbateri situația politică pe măsură ce apar noi rezultate parțiale și comentăm situația din sectoarele 1 și 2 ale capitalei, situație incertă acolo, primari în funcție cer renumărarea voturilor, în timp ce, de exemplu, la sectorul 1, PNL susține că a câștigat alegerile. Clotilde Armand, primarul în exercițiu, se opune. Dezbatem această situație și o să ne uităm cu atenție și la situația din USR. Dar toate astea în prima oră de dezbateri. Avem o întrebare pentru dumneavoastră cei de acasă. Cum credeți că se va finaliza situația politică din sectoarele 1 și 2? Așteptăm părerile, comentariile dumneavoastră pe pagina de Facebook Prima News sau pe numărul de WhatsApp 0727-222-244. Luăm o scurtă pauză și revenim la dezbatere. Doamnelor, domnilor, ne-am întors în direct și discutăm cu Sebastian Zagma, realizator România Politică și insider politic la Prima TV. Salutare, Sebi! Salutare! Sebi, pe măsură ce ne îndepărtăm, iată, de ziua alegerilor, tensiunile continuă în sectoarele cu miză din capitală, respectiv în sectorul 1 și în sectorul 2. Acolo primarii în funcție cer renumărarea voturilor și vin cu niște acuzații destul de grave de fraudă. Spun că, cel puțin doamna Clotilde Armand spune că s-au evaporat o serie de voturi. De partea cealaltă, PNL spune că George Tuță este noul primar al sectorului 1. Cum vezi toată situația asta? Dincolo de lupta politică și de mesajele politice pe care le transmite ba George Tuță, ba Clotilde Armand, pe mine mă interesează ca cetățean să fiu sigur că votul meu a ajuns chiar la candidatul pe care am pus eu ștampila. Orice vedem în aceste zile este exact reversul ideii de democrație. Te duci la vot, îți exprimi o preferință electorală, dar nu știi sigur dacă votul tău chiar a ajuns la candidatul tău preferat. Ori, din acest punct de vedere, ar trebui totuși modificată legislația ca în aceste cazuri în care diferența dintre candidați, nu contează partidele aici sau dacă e independent, dacă e de stânga sau de dreapta, dar dacă diferența este foarte mică, cum vedem aici sub 1%, deci e vorba de câteva sute de voturi, ar trebui tot procesul renumărat, da? Ar trebui acceptată din start, din oficiu, renumărarea voturilor. Sigur, în prezența ambelor tapere, poate în prezența unor observatori externi, să fim siguri că fiecare vot a ajuns la locul lui. Și că un vot pentru X înseamnă un vot pentru X și un vot pentru Y înseamnă un vot pentru Y. Și că un vot anulat, într-adevăr, e un vot anulat, nu un vot mutat dintr-un teanc în alt teanc. Doar pentru că unii au majoritate în birou electoral sau în secția de vot. Pentru că oamenii trebuie să înțeleagă că și aceste birouri electorale sunt politizate. Ele au o componentă judiciară, au judecători, da, în componența lor, însă acolo deciziile se iau prin majoritate de vot. Și pe lângă judecători mai sunt și reprezentanții partidelor politice. Ori dacă vedem că există o coaliție, dar nu neapărat vorbesc de coaliție de la guvernare, ci o coaliție poate fi și pe plan local, între mai multe partide, atunci sigur reprezentanții acelor partide vor vota în detrimentul unui candidat care reclamă o fraudă sau care cere renumărarea votului. Deci, din această perspectivă strict democratică, e musai să avem un proces de numărătoare sau de renumărare corect și la sectorul 1 și la sectorul 2 și unde ori mai fi în țară astfel de cazuri. Că am văzut că mai sunt probleme și la Costinești și în alte locuri. Și mai există o mare problemă aici, că în ultima vreme s-a digitalizat foarte mult procesul electoral și este foarte bine. Scanează buletinul chiar de când te duci la secția de vot și apoi toate procesele verbale se urcă într-un sistem electronic, dar am văzut diferențe colosale dintre
procesul electronic urcat în sistem și procesul fizic, foaia fizică prezentată la birou electoral, fie județean, fie de sector, fie de municipiu și așa mai departe. Nu exclud aici anumite erori umane. Eu am făcut pe vremuri, mă rog, în studenție parte din secții de vot și, într-adevăr, este o zi obositoare. Trebuie să mergi de la 6 dimineața acolo, de când se deschid urnele, să stai până la închidere, să numeri voturile, să te uiți la fiecare căsuță, dacă au trecut fiecare cifră în parte, să-ți iasă ok acolo la numărătoare. Deci nu exclud eroarea umană. Însă aceste erori umane, unele chiar recunoscute de toată componența secției de votare, trebuie corectate. Nu vorbesc aici despre un nou proces de votare, despre reluarea voturilor. Nu, de o simplă renumărare, deschiderea sacilor de vot în prezența ambelor tabere și renumărarea voturilor. Nu e nimic interpretativ aici, nu e nimic politic. E pur și simplu o cerință de bază a democrației. Ca votul să fie corect, ca numărătoarea să fie corectă și ca fiecare opțiune electorală să ajungă acolo unde cetățeanul a dorit, deci în dreptul fiecărui candidat. Nu să inversăm opțiunile electorale, pentru că altfel ne întoarcem la epoca Stalin cu celebrul dicton: nu contează cine votează, contează cine numără voturile. Sebi, cum vezi modul în care a gestionat Partidul Național Liberal această situație, spunând că atât USR cât și restul partidelor au avut reprezentanți în secțiile de votare și că nu ar fi o cerere de luat în calcul asta cu eroarea umană? Aici, din punct de vedere politic, da, PNL poate că are dreptate, într-adevăr. USR a avut reprezentanți în secție, însă e foarte probabil că acel reprezentant să fi fost obosit, să se fi uitat în altă parte sau pur și simplu să nu fi avut experiență politică. De asta spun, eu aș da balastul ăsta politic la o parte, pentru că am văzut și la doamna Clotilde Armand. În loc să fie preocupată de renumărarea voturilor, ea l-acuză pe Marcel Ciolacu că nu știe matematică sau o glumită din asta de clasa a doua. Nu mă interesează nici ironiile doamnei Armand, nici clasificările politice făcute de Partidul Național Liberal. Eu aici vorbesc strict ca cetățean, din perspectiva unui cetățean și din perspectivă democratică. E foarte important să consolidăm democrația, nu să o subrezim. De aceea spun, da, doamna Armand și cu PNL au, și cu domnul Turte de la PNL sau cu întreg PNL-ul, au tot timpul să se certe. Au avut timp 4 ani de zile, o vor mai face 4 ani și de acum înainte. Problema e ca voturile cetățenilor să fie respectate. Asta mă interesează mai puțin cine ajunge primar, dacă ajunge, pentru că la sectorul 1 am văzut filmul acesta și în 2016, tot cu Clotilde Armand, și în 2020, tot cu Clotilde Armand, odată a pierdut, odată a câștigat. Deci e indiferent dacă pierde sau câștigă Clotilde Armand, dar mi-e absolut important dacă votul domnului Popescu, să spunem, pentru Clotilde Armand a ajuns la Clotilde Armand și dacă votul domnului Ionescu a ajuns pentru George Tuță, a ajuns la George Tuță. Sigur, poate nouă ni se pare așa că, haideți domnule, că vorbim aici de câteva zeci de voturi. Păi, o dovadă mai bună a sintagmei că fiecare vot contează, unde s-o mai întâlnim atunci? Vedem aici că diferența e în câteva zeci, poate sute de voturi, dar vedem că această diferență tot se reduce treptat. Deci va ajunge până la urmă o luptă în care balanța va fi înclinată la câteva zeci de voturi. Deci dovadă că nu e un clișeu acel dicton că fiecare vot contează. Chiar contează fiecare vot, că dacă mai erau câteva zeci de voturi într-o tabără sau în cealaltă, era discuția închisă în acest moment. Așadar, fiecare vot e important și fiecare vot e important să ajungă acolo unde trebuie. Să respectăm intenția de vot a oamenilor, indiferent de partidul sau de candidatul câștigător. Bun, la sectorul 2, cum vezi situația? Pare e aceeași poveste, nu contează, exact. Că e sectorul 1, că e sectorul 2. Asta voiam să zic, că pare la Indigo, așa, trasă exact. La Indigo. Aici e foarte multă emoție pentru că există un clinch politic extrem de masiv, da? Pe care l-am văzut manifestat în ultimii 4 ani și pe care l-am văzut la cote maxime de încordare la acest scrutin de duminică, unde mai pui că USR a avut un rezultat foarte slab la alegerile locale și sigur miza pentru ei este cu atât mai mare să-și păstreze două sectoare din București sau să se aleagă cu niciunul până la urmă.
pentru că asta însemna să piardă tot pe linie București, golul mai open cu Șordan, care a câștigat Independent. Iar de partea cealaltă este un test important politic pentru PSD-PNL, care sigur își dorește să obțină cât mai multe primării și să înlăture USR de la putere. Însă aici nu e vorba că asemenea lucruri se întâmplă în sectorul 1 sau sectorul 2. Foarte frumos să se întâmple și undeva într-o comună din vârful muntelui sau de la malul mării. Eu susțin ideea de democrație aici. Noi cu toții ca societate ar trebui să facem acest lucru, să nu facem rabat de la democrație. În rest, acum va ieși un primar de la PSD, PNL sau USR, peste 4 ani va ieși un primar de la alt partid, poate un independent, cum vedem la primăria Capitalei, sau un liberal în Oradea sau un social-democrat în Galați. Nu e o problemă de doctrină aici, de culoare politică. E o chestiune ce ține eminamente de democrație și ar trebui ca partidele să accepte renumărarea voturilor oriunde în țară unde sunt semne de întrebare. Un primar ales cu semne de întrebare nu este un primar legitim. Știm foarte bine ce s-a întâmplat în urmă cu 4 ani la sectorul 1, cu acele povești cu saci de vot în care a fost implicată Clotilde Armand și mulți ani, deci aproape pe parcursul celor 3 ani și jumătate de mandat, 4 ani de mandat, doamnei Clotilde Armand îi s-a reamintit că a fost o problemă la numărătoarea voturilor. Eu nu vreau un primar cu probleme de legitimitate. Mai degrabă să pierzi onest decât să fii un primar ilegitim. Bun. Dacă ideea comasării sau ideea alegerilor a adus o prezență mai mare la vot, vedem și mari pierzători. Mari pierzători fiind cei din Alianța pentru Dreapta Unită, Alianța Dreptei Unite. Și de atunci vedem o poziție din ce în ce mai șubredă a USR-ului. Cătălin Drulă a demisionat. Bun, urmează ca până la finalul lunii să fie stabilită, să fie aleasă o nouă conducere a partidului. Te aștepți la mișcări, surprize din partea USR? Mă aștept ca USR să se scuture bine de toată această haină a trecutului, o haină pierzătoare. Vedem că erau să rateze și prezența în Parlamentul European, că aveau 8% nevoie ca coaliție formată din trei, alianțe formată din trei partide. De altfel, în multe județe din țară au ratat pragul electoral de 8%, pentru că pentru partide e un prag de 5%, pentru independenți era un prag de 3%, iar pentru o coaliție formată din două partide e nevoie de 7%, iar ce se adaugă peste două partide vine automat și cu un procent de 1% în plus. Deci USR, PMP și Forța Dreptei au fost trei partide, aveau nevoie de 7+1, 8%, și în țară să știi că sunt județe în care n-au depășit acest prag. Deci voturile pentru Alianța ADU au fost pur și simplu risipite. Nu vor avea reprezentanți nici în Consiliul Local, nici în Consiliul Județean. Prin urmare, e nevoie de un cutremur în interiorul USR, de o revoluție, astfel încât partidul să-și aleagă o nouă conducere. Din această conducere e musai să facă parte primari, adică politicieni validați la votul de duminică, și sigur se conturează o competiție între primarul din Timișoara și primarul din Câmpul Lung Mușcel, Dominic Fritz și Elena Lasconi, cu avantaje și cu dezavantaje de partea fiecăruia, însă e important acolo să nu mai existe acest spirit de gașcă pe care l-am văzut manifestat în biroul național, în biroul politic al lor, unde deciziile erau luate în mod arbitrar, în funcție de prietenii și nu în funcție de raționament politic. Ori dacă USR va învăța această lecție, va învăța ceva din lecția acestei înfrângeri, își va desemna un candidat puternic pentru alegerile prezidențiale și partidul se poate salva, pentru că un candidat puternic la prezidențiale poate să intre în finală, dar chiar dacă nu intre în finală și scoate un scor bun, au o perspectivă pentru toamnă, pentru alegerile parlamentare din toamnă. Vor fi multe turbulențe politice pe scenă în această jumătate a anului, vor urma alegerile prezidențiale. În funcție de alegerile prezidențiale se vor contura și noi perspective pentru alegerile parlamentare, apoi noi majorități, deci noi blocuri pentru minister, pentru programe guvernamentale, coaliții, majorități în Parlamentul României și așa mai departe. Vorbim de o resetare a scenei politice românești odată cu alegerile prezidențiale. Deci USR este acum la pământ, dar poate renaște din cenușă ca un fel de pasăre politică Phoenix, cu condiția
să-și pună oglindă în față și să nu mai bage gunoiul sub preș. La nivel de notorietate, dintre cei doi menționați de tine, Elena Lasconi și Dominic Fritz, cine crezi că ar avea mai multe șanse? Mai ales că ai avut o invitată pe Elena Lasconi în emisiune, moment titrat de toată presa, moment care i-a adus totodată și un anumit grad de notorietate. Da, sunt doi candidați cu profil și asemănător și diferit în același timp. Domnul Fritz vine de la primăria Timișoara, deci o primărie mare, un pol important, simbolic pentru România, nu doar pentru USR. Dar doamna Lasconi, sigur, vine de la o primărie mai mică, a obținut un procent mare, 70% din voturi, însă nominal, raportându-ne la cifre, a obținut mai puține voturi decât Dominic Fritz, chiar dacă are un procent mai mare. Însă doamna Lasconi are o poveste pe care poți să construiești o candidatură puternică la alegerile prezidențiale. De altfel, datorită acestei povești și datorită imaginii sale, fusese aleasă inițial să deschidă lista USR pentru alegerile europarlamentare, pentru că doamna Lasconi putea să aducă voturi și din afara bazinului de partid al USR, din afara celor câteva zone care vedem cu preponderență votează USR. Nu sunt multe. București în primul rând, sigur, în primul rând și în al doilea rând și în al treilea rând, pentru că Bucureștiul aduce foarte multe voturi în desaga USR, dar mai sunt fiefuri în țară, cum vorbim de Timișoara, de Bacău, chiar de Iași sau Brașov, unde sunt câștigători totuși de la PNL, dar chiar și așa acolo USR a reușit să adune multe voturi. Deci vedem că doamna Lasconi poate să construiască o candidatură la alegerile prezidențiale. Sigur, aici își va arăta cumva și limitele experienței sau lipsei de experiență politică, pentru că doamna Lasconi, sigur, e o figură cunoscută, vine de la televizor, a demonstrat că poate să reușească ca primar, a fost revalidată ca primar la Câmpul Lung, însă funcția de președinte al României implică totuși mai multă pregătire și mai multă nuanță. Nu știm în acest moment ce crede doamna Lasconi despre economie, despre politică externă, despre securitate, ca să iau doar cele mai la îndemână trei scenarii pe care un președinte ar trebui să le stăpânească. Însă, când vine vorba de alegerile prezidențiale, contează mai puțin programul politic, ci mai mult povestea, da, pe care o vinzi și modul în care te vinzi ca politician sau ca om de partid. Deci din această perspectivă, doamna Lasconi are o perspectivă consistentă în a fi candidat la alegerile prezidențiale. Despre domnul Dominic Fritz n-are sens să vorbim în legătură, în contextul alegerilor prezidențiale, pentru că el nu este cetățean român deocamdată, a depus actele pentru cetățenie, avea nevoie să respecte acolo un soi de clauză, da, o regulă, orice cetățean român sau nu, orice cetățean care își dorește să primească cetățenia română trebuie să stea în țară 4 ani neîntrerupt. Abia acum, cu mandatul de primar, visează Dominic Fritz această cerință și își va depune actele pentru a dobândi cetățenie. Poate că mulți o să te întrebe, dacă nu e cetățean român, cum a ajuns primar al Timișoarei? E bine, la alegerile locale dreptul european primează, deci orice cetățean din Uniunea Europeană poate candida la orice primărie din interiorul comunității europene. De aceea avem primari români în Germania, avem consilieri locali în Italia, în Spania, în Franța și așa mai departe. Deci există regulamentul european care primează. Însă când vine vorba despre alegerile prezidențiale, acolo cetățenia e una dintre condiții pe care Dominic Fritz deocamdată nu o îndeplinește și nici timpul nu e de partea sa. Nu poate să devină cetățean român într-un timp atât de scurt, în 2-3 luni, până la alegerile prezidențiale. Și o ultimă întrebare. Crezi că Nicușor Dan, în urma rezultatelor obținute în alegeri, a devenit un jucător politic care poate contribui, iată, chiar dacă domnia sa a declarat în repetate rânduri că nu se va implica în vreun partid politic, nici măcar în USR, dar poate contribui la reformarea USR-ului, chiar și așa din afară, nu știu, poate un tandem la Sconi, Nicușor Dan și așa mai departe. Crezi că Nicușor Dan reprezintă un jucător politic în momentul de față puternic după rezultatele obținute?
Da, rezultatul de la București, aproape 50% pentru primăria capitalei, automat îl califică pe Nicușor Dan ca jucător politic. Nu știm deocamdată dacă pentru alegerile prezidențiale, însă el acolo în umbră este un candidat latent la alegerile prezidențiale și simpla sa prezență, simpla discuție despre Nicușor Dan ca posibil candidat la prezidențiale îl transformă în sperietoare pentru celelalte partide sau pentru ceilalți candidați. Însă, pragmatic vorbind, nu cred că Nicușor Dan are vreun interes să candideze la alegerile prezidențiale din acest an, mai ales văzând platforma extrem de șubredă pe care îi oferă USR în acest moment. Practic, Nicușor Dan a trebuit să fie o locomotivă care să tracteze, să se tracteze singur în finala prezidențială și să mai tracteze și USR, PMP și Forța Dreptei, ceea ce este destul de complicat. Păi crezi că va rămâne alianța asta după rezultate? Foarte scurt, te rog, ca să merg și la doamna Buzoianu. Pentru alegerile prezidențiale trebuie să rămână această alianță. Vă cred eu că pe lângă USR, Forța Dreptei și PMP va exista o coaliție mai largă pe dreapta care va include și reperul lui Dacian Cioloș și pe Vlad Gheorghe și pe Nicu Ștefănuță și pe Cozet Chichirău de la Iași și toți acești aceste ramuri desprinse din trunchiul comun numit USR, pentru că fără unitatea dreptei toate aceste partide n-au nicio șansă să intre în turul 2. Singura variantă în care pot da un finalist prezidențial este să se pună la aceeași masă și să meargă împreună. Bun, îți mulțumesc, Sebi, te urmărim la România Politică și la Insider Politic. Îți mulțumesc pentru intervenție. Bun, mergem mai departe. O avem alături de noi pe Diana Buzoianu din partea USR. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Am încercat să facem o analiză cu colegul nostru Sebastian Zagman despre situația la zi din USR după rezultatele alegerilor. Rezultate care nu au fost obținute doar de USR, cât și de alianța care are la bază USR ca cel mai puternic partid din această alianță de dreapta. Când începe lupta pentru conducerea USR și pe cine vedeți cu șanse să preia această conducere, cu șanse și pentru alegerile prezidențiale, următorul test electoral care va urma în luna septembrie? Bun. Noi în momentul de față avem două persoane care și-au arătat intenția de a candida pentru funcția sub o formă sau alta, pentru funcția de președinte al USR, doamna Elena Lasconi și domnul Dominic Fritz. Amândoi sunt oameni care au demonstrat, care au scos niște rezultate absolut fenomenale în local și care au și o poveste în spate. Că auzeam mai devreme acest lucru că e necesară poveste și e necesară emoție, amândoi se încadrează aici. Versiunea, din punctul meu de vedere și cred că din punctul tuturor colegilor, este cea în care ei totuși fac o echipă și în interior, dar și în exterior în următoarele alegeri. Și de altfel este și versiunea pe care amândoi au ieșit public să o spună, că vor lucra împreună cu siguranță și în interiorul partidului, dar și în extern la următoarele alegeri. Bun. Din câte știți, doamna Lasconi ar avea intenția de a candida la prezidențiale, pentru că preluarea conducerii USR ar califica persoana respectivă și pentru următoarele alegeri, pentru alegerile prezidențiale. Din câte am văzut din declarațiile deci al lui Dominic Fritz și ale Elenei Lasconi, ei amândoi au făcut această separație între alegerile din intern și alegerile din extern, spunând că nu automat cine ar câștiga președinția USR este și persoana care va candida din partea USR. Amândoi n-au dat încă un răspuns, niciun dintre ei nu a dat un răspuns cu privire la intenția de candidare, de candidatură pentru președinția externă. Este cumva și normal, având în vedere că mai întâi noi avem un proces interior de reorganizare, vor fi aleși noi membri în Biroul Național, deci cumva, iar cu acești oameni care vor fi aleși, va trebui să fie gândită strategia pe mai departe. Ați miza poate pe alte persoane din afara partidului pentru alegerile externe, așa cum le numiți dumneavoastră?
Sau trebuie să fie neapărat cineva din cadrul partidului? Sau mergeți pe scenariu Primăria Capitalei, un candidat independent susținut de Alianța de Dreapta? E o decizie pe care o vor lua cei care vor fi la conducere în câteva zile. Din punctul meu de vedere, atunci când ai oameni valoroși în interiorul partidului, care au și poveste, care pot și mobiliza și care pot trezi oameni și scoate oameni în stradă să facă campanie pentru ei, așa cum este și cazul lui Dominic Fită, așa cum este și cazul doamnei Elena Lasconi, e păcat să te uiți în exterior când ai oameni foarte valoroși în interior care ar putea să ducă această candidatură. Deci, din punctul meu de vedere, ar trebui inițial să te uiți cum poți să vinzi mai bine povestea celor doi oameni care au arătat deja că pot și că pot aduce rezultate concrete pentru oameni. Bun, Nicușor Dan ar putea contribui la reformarea USR după rezultatul obținut în alegeri? Nicușor Dan are un rol foarte important la nivel de București. Noi am făcut alianță cu domnul Nicușor Dan încă de mandatul anterior, l-am susținut în toate măsurile pe care le-a luat pentru București și asta vom face și mai departe. Noi, la nivel de București, avem o structură puternică și iată că am și fost validați de către oameni la vot. Asta și pentru că domnul Nicușor Dan, așa cum a fost menționat mai devreme, într-adevăr a fost un exponent de imagine inclusiv pentru noi, dar asta pe bună dreptate pentru că am lucrat 4 ani de zile împreună pe foarte multe proiecte. Deci era natural ca imaginile noastre să fie asimilate împreună, colectiv, de către oamenii, de către bucureșteni. Urmează această muncă mai departe și da, dacă mă întrebați pe mine, domnul Nicușor Dan are o poveste care poate să inspire mai departe și inclusiv votanții USR și simpatizanții USR. Dar ar vrea Nicușor Dan să se implice în treaba asta? Dânsul a spus în repetate rânduri că nu urmărește implicarea în USR, chiar dacă a pus bazele partidului în urmă cu câțiva ani. Și este absolut normal ca aceasta să fie poziția dumnealui. Tocmai și-a câștigat al doilea mandat, focusul dumnealui trebuie să fie pentru construirea majorității de la nivelul Consiliului General. Există proiecte care trebuie să fie duse mai departe, oamenii i-au dat această încredere pentru un nou mandat, mai degrabă pentru măsurile administrative din partea administrației publice decât pentru cumva planuri și strategii politice cu diverse partide. Dar, repet, asta nu înseamnă că noi nu vom lucra la nivel de București, USR, Alianța Dreapta Unită, vom fi alături de domnul Nicușor Dan și cu propuneri de proiecte, dar și în a-l ajuta să implementeze proiectele pe care le are în plan. Mai poate exista această alianță cu partidul lui Ludovic Orban și partidul lui Eugen Tomac după rezultatul alegerilor? Pentru noi alegerile astea au fost un duș rece, trebuie să ne luăm niște lecții din ele, asta cu siguranță. Nu vreau să minimizez munca oamenilor, pentru că totuși sunt mii de membri care au reușit să obțină împreună cu comunitatea din local zeci de mandate de primari, mii de mandate pentru consilier local și general, deci asta este cu adevărat o reușită și le mulțumesc pe această cale și lor și delegaților și oamenilor care au avut încredere în noi. Este clar că pe această încredere trebuie să construim mai departe. Trebuie să vedem, trebuie să ne luăm lecțiile din aceste rânduri de alegeri. Asta va fi, bănuiesc, primul obiectiv al viitoarei conduceri a partidului, să analizeze lecțiile și să vedem mai departe care este strategia. Da, foarte, foarte pe scurt, că mai avem puține minute, cum vedeți situația din sectorul 1 și sectorul 2, acolo unde tensiunile sunt în continuare mari după rezultatele parțiale ale alegerilor? Vă spun un comentariu general și apoi intru în sectorul 1 și în sectorul 2. Tot procesul electoral în România în momentul de față e o bătaie de joc față de oamenii care vor să facă parte din el, anume delegații, reprezentanții BES, BEM, BEC. Toți acești oameni sunt astăzi hărțuiți la propriu de un proces electoral greoi.
care se poate rezolva, de exemplu, cu niște decizii foarte simple luate de către AEP. Haideți să nu mai avem buletine de vot tip ziar, ci să avem buletine de vot pe o singură foaie. Asta înseamnă că nici nu ar mai exista problema imprimării pe o parte a voturilor, s-ar număra de 10 ori mai ușor buletinele de vot, ar putea să fie mult mai puține erori și renumărarea să fie făcută mult, mult mai simplu. Sigur că această măsură care s-ar fi putut lua din pixul AEP nu a fost luată și la unele dintre cele mai complicate rânduri de alegeri în care am avut 5 buletine de vot, am avut un ditai foileton de ziar la fiecare tip de alegeri. Ceea ce a dus la haosul care s-a întâmplat nu doar la sectorul 1 și la sectorul 2, ci în 22 de județe unde acum două zile încă erau suspendate procesele de numărare și unele dintre ele renumărare. Acum, asta a fost comentariul general, sper ca la următoarele rânduri de alegeri să se schimbe măcar acest lucru de bun simț. Pe comentariu specific pe sectorul 1 și sectorul 2, aici avem secții în care încălcarea legii este una flagrantă. Am avut voturi preștampilate cu poliția română care a venit și a constatat acest lucru și a deschis dosare penale la sectorul 2, unde erau ștampila pusă pe PSD. Avem secții de vot în care la sectorul, și la sectorul 1 și la sectorul 2 au fost făcute erori, poate erori din partea reprezentanților din secții, care au trecut voturile la alte partide. Unele dintre ele au fost corectate între timp și confirmate că au fost încărcate regulile. De exemplu, la doamna Clotilde Alman la secția 31 tocmai a fost confirmat că 195 de voturi fuseseră trecuți la alt contracandidat, nu la doamna Clotilde Alman, așa cum era legal, așa cum reieșise din numărătoare. Astfel de secții există inclusiv la sectorul 2. Avem secții în care procesele verbale date de la delegații noștri și procesele încărcate pe AEP cuprind diferențe de sute de voturi. Deci da, în aceste contexte avem, uite, la sectorul 2 sunt peste mai mult de 300 de voturi, de 3000 de voturi, pardon, anulate, ceea ce îl face din sectorul 2, sectorul în care ca prin minune s-au anulat disproporțional cele mai multe voturi din tot Bucureștiul. Deci există niște dubii flagrante care se întâmplă fix din cauza procesului de care v-am spus la primul punct, care aceste dubii trebuie să fie clarificate. Faptul că astăzi noi trebuie să cerem în stradă cu zeci de cereri de renumărare, renumărarea acelor secții cu dubii, este o încălcare a democrației. În mod normal, în orice stat sănătos la cap, o cerere care ar fi adus minime dubii pe masa oamenilor ar fi trebuit să fie acceptată în două secunde, zic cerere de renumărare. Bun, vă mulțumesc, doamna Buzoianu. Urmărim și noi îndeaproape ce se întâmplă în aceste sectoare cu miza ale capitalei. Vă mulțumesc pentru intervenție. Noi luăm o scurtă pauză, doamnelor, domnilor, și revenim la fix cu titlurile orei. ...24% față de mai 2023. Dintre alimente, cel mai mult s-au scumpit conservele din fructe cu 10%, mărfurile nealimentare s-au scumpit și ele cu 6,38% în luna mai față de perioada similară din 2023 și s-au ieftinit cu 0,37% comparativ cu aprilie 2024. La această categorie, cel mai mult s-au scumpit medicamentele cu peste 24%. Avem noi rezultate parțiale de la ora 10 pentru consiliile locale. PSD a obținut aproape 37,55%, fiind urmat de PNL cu 29,24% și de AUR cu 9,42%, arată rezultatele parțiale anunțate de Biroul Electoral Central. În ceea ce privește voturile pentru primari, PSD are circa 38,13%, PNL 32,5%, iar AUR 6,35%. În plus, la alegerile europarlamentare, alianța PSD-PNL a obținut aproape 48,6%, iar AUR s-a clasat pe locul al doilea cu aproape 15%, în timp ce independentul Nicu Ștefănuț a obținut puțin peste 3%, conform rezultatelor provizorii. Rămânem la subiectul rezultatelor electorale.
Încă nu este liniște la sectorul 1. Primarul Clotilde Armand, care își dispută victoria în cursa pentru primărie cu George Tuță, a susținut în această dimineață că peste 1000 de buletine de vot în alb de la secția de votare numărul 29 s-au evaporat. Ea anunță că așteaptă renumărarea voturilor în toate secțiile. Speranțe pentru România dinspre Bruxelles. Noua Comisie Europeană va trebui să țină cont de rezultatele alegerilor europarlamentare care tocmai s-au încheiat, iar politicile ecologice ale Bruxellesului se vor schimba în avantajul României. Afirmația a fost făcută de ministrul energiei Sebastian Burduja la Maratonul Energiei, ediția 3-a, organizat de Profit News TV. Dincolo de orice, trebuie să primeze securitatea energetică și producția în bandă, a mai afirmat ministrul energiei. Informațiile sunt publicate de profit.ro. Mergem mai departe, domnilor, cu știrile. Mergem mai departe cu știrile, domnilor. Cei doi patroni ai firmei care deținea stația GPL de la Crevedia, la care s-a produs explozia soldată cu moartea a 5 persoane și cu rănirea a peste 50 de oameni, au fost trimiși în judecată. Aceștia vor fi judecați pentru distrugere din culpă, care a avut ca urmare un dezastru și neluarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă. Războiul taxelor dintre Europa și a doua putere economică la nivel mondial continuă. Uniunea Europeană este așteptată să-și dezvăluie planul de tarife pentru vehiculele electrice din China. Decizia vine pentru a combate importurile ieftine de produse subvenționate, transmite CNBC. Concret, Uniunea Europeană are o taxă standard de 10% a vehiculelor electrice importate, dar urmează să o majoreze provizoriu pentru mașinile electrice care provin din China începând cu 4 iulie. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, ține să liniștească statele de la granița de est a organizației. Stoltenberg a repetat promisiunea că alianța își va apăra toți membrii, referindu-se în special la statele din flancul estic în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. NATO are forțele, resursele, capacitățile și voința politică de a apăra toți aliații, a dat asigurări secretarul general al organizației după întâlnire la Riga cu președintele leton. Continuăm cu sport. Apar primele măsuri inedite înainte de începerea campionatului european de fotbal. Poliția germană ia măsuri pentru a preveni posibile cazuri de violență. Poliția a cerut suporterilor englezi să li se vândă doar bere cu alcoolemie de 1% în timpul primului meci al naționalei lor împotriva Serbiei, duminică. În acest fel, autoritățile speră să evite violențele huliganilor în jurul stadionului. Partida dintre Anglia și Serbia a fost declarată ca una de mare risc, cu posibile ciocniri între huliganii celor două state. Ca de obicei, încheiem cu informațiile despre vreme. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică până mâine de dimineață. Avertizarea este valabilă în Oltenia, Transilvania, sudul Banatului, jumătatea de nord a Munteniei, Moldova și local în Maramureș. Vor fi averse intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii, căderi de grindină și descărcări electrice. În plus, avem și o avertizare cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat în Muntenia, în sudul Olteniei și în zona continentală a Dobrogei. Maximele se vor situa în general între 30 și 34 de grade, iar indicele temperatură umezeală va fi în jurul valorii de 80 de unități. Discutăm despre economie, domnilor, în minutele următoare. Cu o întrebare pentru dumneavoastră, cei de acasă, ca de fiecare dată. În cifre, inflația a scăzut. Rămâneți cu mai mulți bani în buzunar? Cum resimțiți scăderea inflației? Așteptăm părerile, răspunsurile dumneavoastră și ne întoarcem la dezbatere după o scurtă pauză. Să aruncăm o privire și asupra companiilor de stat care au raportat rezultate mai slabe, însă cheltuielile sunt tot mai mari. De exemplu, profitul companiilor controlate de stat a scăzut cu 30%, dar cheltuielile salariale ale acestora au crescut cu 20%. Cum ne explicăm acest lucru? Profituri mai slabe, cheltuieli mai mari? Dacă ne uităm doar la exemplul Taromului, câți bani a pompat statul român
în această companie care de ani de zile merge pe pierdere. A zburat la un moment dat și spre profit, dar ulterior a scăzut din nou. Statul român continuă să pompeze bani în aceste, în aceste companii, care, cum vă spuneam, raportează profituri mai mici, cu 30%, cheltuieli cu salariile mai mari, cu 20%. O să încercăm să explicăm și acest fenomen, dar hai să începem de la inflație, pentru că sunt datele economice la zi. Domnul Adrian Izvoranu este alături de noi. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Dacă ne auzim, domnule Izvoranu. Da, eu vă aud bine. Acum vă auzim și noi. Inflația scade, prețurile rămân ridicate. I-am întrebat și pe cei de acasă, pentru că la fiecare început de oră avem acea întrebare pe care o adresăm telespectatorilor. Și am întrebat pe cei de acasă, domnule, inflația a scăzut, rămâneți cu mai mulți bani în buzunar de la o lună la alta? Așteptăm, bineînțeles, și părerile telespectatorilor. Dar în cifre, inflația scade, a ajuns la 5,1% în mai, față de mai 2023, a coborât de la 5,9% cât era în aprilie. E a patra lună consecutivă în care inflația scade. Însă alimentele s-au scumpit cu 1,25% raportat la un an, da? Din mai până în mai 2023. Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 6,3% și aici m-aș opri puțin la prețul medicamentelor. Adică din mărfurile astea nealimentare, topul e condus de prețul medicamentelor, care s-a majorat cu 24%. Adică vorbim de o creștere foarte mare, creștere care, bineînțeles, se adaugă creșterii de anul trecut, care se adaugă creșterii de acum 2 ani și tot așa. Adică, exact vârstnicii cărora ne propunem să le dăm mai mulți bani la pensii, la să stabilim inflația dându-le mai mulți bani la pensii și așa mai departe, o bună parte din aceștia se duc pe medicamente, că acum, na, după anumită vârstă, vrei, nu vrei, ai nevoie și de anumite medicamente. Și vedem că s-au scumpit astea pe lângă alimente, pe lângă alte, că dacă mai ai și o mașină și te duci și faci un plin, se mai duc și pe acolo nu știu câți bani și tot așa. Cum vedeți, domnule Izvoranu? Da, aș face doar o mică observație la ce a spus până acum. Inflația nu este un indicator determinant. Adică nu e ceva care se calculează undeva și în funcție de el se calculează altceva, ci din contră este un indicator consecință. El apare în momentul în care masa monetară aflată în circulație nu este acoperită 100% în valori, în valoarea de bunuri și servicii. În momentul în care între aceste două valori există diferență, apare inflația. Cu alte cuvinte, avem prețuri de 100 și avem, sau mă rog, care înseamnă masă monetară de 100 și o valoare corespunzătoare care este undeva la 90, la 80, la 70 și așa mai departe. În momentul în care apare diferență între astea două, discutăm de inflație. Deci este un indicator consecință și nu un indicator determinant. Ceea ce înseamnă că ce spuneți dumneavoastră acolo are o explicație matematică, cât se poate de simplă. Inflația se calculează ca țintă, este un obiectiv al băncii centrale, al băncii naționale al României, care îl calculează având în vedere două grupe de valori distincte. Are un cor 1 și cor 2, care înseamnă, unul grupează energia, carburanții și așa mai departe, deci tot felul de elemente esențiale, altul adaugă și bunuri de consum. Normal că nu pot fi niciodată acest calcul care rezultă acolo, nu poate fi niciodată în concordanță cu o anumită categorie de mărfuri. Ați dat exemplu medicamentelor. Medicamentele se pot dubla mâine ca preț, ceea ce s-ar putea să nu influențeze inflația, dacă, de exemplu, acolo unde se calculează ea ca indicator, a scăzut, să zicem, prețul energiei cu 30%. Și atunci se compensează ce a scăzut la energie cu ce a crescut la medicamente, inflația rămâne pe loc. Dar noi o percepem, noi publicul care cumpărăm mărfuri din piață, o percepem ca necorespunzătoare, cum adică scade inflația și cresc prețurile. V-am explicat, așa se întâmplă, să scadă inflația și să crească prețurile. Se calculează cu ceva ca indicator,
dar este nereflectată în toată, în toată complexitatea ei. Adică nu toate prețurile respectate. Acum mi-ați servit mingea la fileu și o să repet un lucru pe care l-am spus de foarte multe ori aici la Prima News, dar vreau să-l repet de fiecare dată când atingem subiectul cu inflația, pentru că vreau să ne ferim de restul poate televiziunilor sau să ne delimităm de spațiu politic acolo unde politicienii își fac un titlu de glorie din scăderea inflației. Nu, oameni buni, exact cum spunea și domnul Izvoranu, scăderea inflației nu înseamnă scăderea prețurilor. Poate însemna în cel mai bun caz scăderea ritmului în care cresc prețurile. Dar, de exemplu, da. Dar nu, dacă punem pe burtieră a scăzut inflația, poate o să ne credeți nebuni că mergeți la magazin și vedeți prețuri mai mari și spun, doamne, ce ne-au zis ăia la Prima News că a scăzut inflația? Că eu dau mai mult pe coș față de cum am dat săptămâna trecută. Ei bine, nu. De asta am încercat să explicăm de foarte multe ori. Scăderea inflației nu înseamnă scăderea prețurilor. Asta ca să reiterez și ce spunea domnul Izvoranu. Domnul Izvoranu, care, bineînțeles, a explicat mai în detaliu, evident, având o expertiză pe zona economică mult mai amplă decât mine, și a explicat cum se explică exact acest lucru, dar noi am spus de foarte multe ori, domnule, scăderea inflației înseamnă doar o scădere a ritmului în care cresc prețurile. Prețurile tot cresc, dar cresc într-un ritm ceva mai mic față de cum creșteau în aprilie, față de cum creșteau în mai anul trecut și așa mai departe. Dar asta nu înseamnă scăderea prețurilor. Vă rog, domnule Izvoranu, v-am întrerupt. Ați mai spus iarăși un lucru interesant și important, să zicem, pentru acum trebuie înțelese lucrurile de către public. Ați spus că e un indicator comunicat de politicieni. Hai să ne înțelegem. Politicienii comunică ce vor ei, adică ei nu mint. Să ne înțelegem. Ei nu spun neadevărul. Dar spun acele lucruri care n-au reprezentarea pe care am crede noi că o au sau pe care ne-o dorim noi în viața de zi cu zi. Vă dau un alt exemplu. Cu inflația, cred că v-am lămurit. Un alt exemplu este creșterea economică. Când discutăm de creștere economică, se întrec să face coadă de politicieni care ne anunță că a crescut PIB-ul cu, habar n-am, 3%, cu 5%, cu cifre de-astea care ne pline de, ne mobilizează. Bravo, înseamnă că merge economia tuturor. PIB-ul este un indicator cantitativ și acolo avem o problemă de percepție. Când crește PIB-ul, nu înseamnă că ne crește nivelul de trai. De exemplu, dacă mâine, până acum costa, nu știu, benzina 3 lei și mâine costă 6 lei, PIB-ul se dublează. Deci luăm, simplificăm așa, da? Să zicem că PIB-ul e format doar prin ce se vinde în calitate de benzină. Și cât costă benzina? 3 lei. Și mâine ce se întâmplă? Se dublează. Ei bine, s-a dublat PIB-ul. În momentul în care vânzările sunt crescute ca valoare, repet, ca valoare nominală, fie datorită unor speculații de piață, fie datorită unor crize, fie datorită unor manevre politice, fie orice fel de motiv, asta nu, deci crește valoarea vânzărilor, ceea ce nu înseamnă că a crescut și cantitatea și calitatea vânzărilor. Și atunci eu n-am cum să percep în viața mea de zi cu zi o creștere economică, aia care se raportează și cu care se laudă politicienii pe peste tot și spunem că sunt cei mai tari în Europa și nemaipomeniți în univers, ei bine, acea creștere economică nu reprezintă nivelul de trai, nu reprezintă creșterea calității vieții. Calitatea vieții se măsoară în cu totul alți indicatori. Sunt 17 tradițional pe care îi consacră și îi urmărește și ONU și care sunt indice de sustenabilitate. Acolo discutăm de gradul de sărăcie, de gradul de... Asta înseamnă că ai sau nu posibilitatea cu salariul pe care îl câștigi să-ți acoperi un trai decent. Ori la noi avem o problemă că nu e definit traiul decent. Avem o Constituție foarte clară din punctul ăsta de vedere, care spune că guvernul este obligat să ia măsuri socioeconomice astfel încât să asigure un trai decent tuturor salariaților și pensionarilor. Pe de altă parte, nefiind definită nicăieri în vreo lege decența, niciodată nu știm. Uite, și ne se servește chestia asta. A crescut PIB-ul, ce mai vreți? Economia duduie. Ei bine, a crescut PIB-ul, dar mie nu mi-a crescut nivelul de trai. Eu pot să cumpăr mai puțin cartofi decât luna trecută în condițiile în care mi-a crescut salariul. Și dacă mi-a crescut mie salariul, patronul meu
a crescut automat prețul. Ce înseamnă păi aici mi-aduc sigur. Aminte de domnul Iohannis, domnule Izvoranu, care a fost întrebat la un moment dat de jurnaliști, nu știu, într-o vizită a domniei sale sau într-o declarație rară de presă susținută de domnia sa, în care a fost întrebat, domnule, dar ce se întâmplă cu inflația? Și a zis, domnule, inflația e într-adevăr cam mare, dar avem creștere economică. E, tocmai v-am explicat că nu e nicio legătură, absolut nicio legătură, decât una întâmplătoare. Poate fi, se poate întâmpla ca o creștere economică să tragă după ea și nivelul de trai. Dincolo de asta, creșterea economică este o celebră lucrare scrisă până la 1800 și ceva de un economist francez care spune, se cheamă paradoxul sticlei sparte. Și cred că am mai dat exemplul ăsta, dar îl mai dau pentru că e foarte clar și foarte edificator. Ăla spune așa. Zice, domnule, ies pe strada principală din Paris, spar toate geamurile și mâine toată lumea și-a schimbat geamurile. Ei, ce să vezi, am crescut PIB-ul. Dincolo de asta, oamenii au aceeași casă, același geam, același confort pe care l-aveau ieri. Deci, cu alte cuvinte, a crescut PIB-ul, calitatea vieții a rămas aceeași, nu s-a schimbat absolut cu nimic. Cam asta se întâmplă și la noi. Vine politicianul și spune că a crescut PIB-ul. PIB-ul poate crește și va crește. Uite, la 1 iulie o să vedem o creștere spectaculoasă a PIB-ului, odată cu introducerea, când se vor mări accizele. Ce credeți? Că va crește mie nivelul de trai pentru că s-au mărit accizele? Nu. Bineînțeles că nu. Din contră, îmi va fi afectat nivelul de trai. Exact. Dar PIB-ul e în creștere, atenție. Adică va fi o creștere economică spectaculoasă. Aia 40 de bani de care lumea zice că aia mare lucru, 40 de bani, o să vedeți ce avalanșe de prețuri crescute și de firme închise va avea. Păi dacă tot mi-ați ridicat din nou mingea la fileu, haideți să mai comentăm niște date venite la începutul săptămânii, tot de la Institutul Național de Statistică. Veniturile medii pe gospodărie în 2023, spune așa INS, o gospodărie a avut în 2023 în medie venituri în valoare de 7.175 de lei, adică 2.872 de lei pe persoană și cheltuieli de 6.223. Veniturile, spune INS, sunt în creștere cu 11% față de 2022, însă tot INS spune că au crescut cheltuielile totale medii lunare ale populației cu 612 lei față de 2022. Sunt date INS, vă rog. Da, sunt date INS foarte exacte din perspectiva INS-ului. Eu, ca să nu pierd timpul cu explicații elaborate, am să fac următoarea chestie. Uite, noi doi ne întâlnim la ora 2 și stabilim că o să mâncăm un pui frit. Eu, până ai ajuns, pentru că tu ai întârziat, eu am mâncat puiul, a costat nu știu cât, 100 de lei și vine ăla să ne ceară banii. Și spune, dom'le, am mâncat fiecare câte o jumătate, adică în medie am mâncat fiecare câte o jumătate de pui. Nu e adevărat, eu l-am mâncat tot, dar împărțim la doi. Înțelegeți? Cam despre asta e vorba și cu ce face INS-ul. INS-ul face un lucru foarte periculos, din păcate, și eu îl semnalez de multă vreme, dar nu vrea nimeni să mă asculte. INS-ul nu lucrează pe măsurători foarte exacte. Și asta dă niște rezultate de genul celor pe care le-a spus acum și care, din păcate, se contrazic cu ceea ce percepem fiecare în gospodăria personală. INS-ul face extrapolări. El ia prin sondaj unul de la Focșan, cu unul de la Pașcan, cu unul de la Constanța, cu unul de la nu știu ce, îi categorisește el pe niște clase sociale pe care le-a stabilit el în metodologia de lucru, are practic, deci face un sondaj, exact ca la alegeri. Ei fac un sondaj, un exit poll, ei află în medie cam cât să câștigă, în medie cam cât să cheltuie, în medie cam care-i treaba. E, în această medie, cum am dat exemplu cu puiul, se ascunde o realitate devastatoare, și anume faptul că avem peste jumătate din populație sub pragul de sărăcie stabilit de Comisia Europeană, sub pragul de sărăcie, atenție, culmea, toți oamenii ăștia pe veniturile alea minime pe care le câștigă, fie că e vorba de salariu minim, de pensie minimă sau de orice a venit, toate la minim, plătesc impozit. Este o absurditate totală să plătești impozit, să plătești o taxă pentru un serviciu pe care statul îl are ca obligativitate în Constituție, dar nu îl respectă. Și cu toate astea eu trebuie să-i plătesc statului impozit pe sărăcia pe care o percep. Gospodăriile, în majoritatea lor, sunt foarte departe de a câștiga suma de care spuneați acolo, 7.000 și ceva. Eu vă spun că nici jumătate din gospodăriile din România nu încasează suma asta, n-au venitul ăsta. Și atunci v-am explicat și cum se deformează realitatea,
Știi care era adevărul din spatele acestei realități cosmetizate, din păcate. Da. Haideți să ne uităm puțin și încotro se îndreaptă banii noștri, banii din contribuțiile la stat și nu numai. Prezentam niște date la începutul acestei ore referitoare la companiile de stat, domnule Izvoranu. Companii de stat cu rezultate slabe, cheltuieli mari, cheltuieli pe măsura rezultatelor slabe, în sensul că pe măsura rezultatelor cheltuielile sunt mai mari. Adică ne uităm la un bilanț destul de slab pentru companiile controlate de stat. Profitul acestora a scăzut cu 30% și cheltuielile cu salariile în principal au crescut cu 20%. Cum vedeți acest lucru? Da, eu îmi pare rău, dar n-am reușit să te conving pe vremea când activam, când aveam Cipiscu, care era unul din cele mai puternice patronate din țară. Majoritatea structurii acestui patronat era formată din companii cu capital integral sau predominant de stat. În calitatea asta am ajuns să facem parte dintr-o structură europeană unde toată lumea, toți cei care erau acolo, erau companii de stat. Acolo am înțeles un lucru pe care se pare că în România nu vrea nimeni să-l înțeleagă, să-l priceapă. Compania de stat nu are nicio logică. În principiu, o companie trebuie să fie o inițiativă privată, trebuie să se bazeze pe o exploatare, pe o adunare și pe o exploatare de capital. În momentul în care capitalul e al meu și al tău, n-o să dormim noaptea până nu-l facem profitabil. Și atunci treaba asta funcționează ca motorul creșterii și dezvoltării. În momentul în care compania este de stat, există o singură rațiune pentru treaba asta și anume, ăla trebuie să fie un instrument economic pe care statul are la dispoziție pentru implementarea unei politici de stat. Și atunci ținta lui e ca la companiile de economie socială. Ținta nu este neapărat profitul, ținta este un interes mai degrabă sociopolitic și mai puțin economic. Numai că există și aici un prag, mi se spune următorul lucru. E un principiu, repet, pe care l-am auzit și lucrul ăsta se practică în toată Europa. Dom'le, compania cu capital de stat nu este interesată de a face un profit spectaculos. Din contră, nu interesează pe primul loc profitul, ea trebuie să rezolve o problemă de politică economică a statului respectiv, dar sub nicio formă nu poate cheltui mai puțin decât încasează. Deci, cu alte cuvinte, dacă acea companie are un profit de un leu, este absolut ok, pentru că și-a îndeplinit funcția sociopolitică și nu a cheltuit bani în plus decât, sau mă rog, n-a cheltuit mai mult decât a încasat. Cam asta ar fi logica de aur și logica funcțională. Din păcate, la noi nu s-a înțeles lucrul ăsta. Tot felul de companii care n-au legătură sau oricum nu sunt implicate în vreo politică economică a statului, intră în piață, bulversează piața, fac o concurență destul de ciudată și să zicem așa, principială companiilor private și nici măcar nu rezolvă problema politică de care vă spuneam. A spus de Tarom. Taromul este o companie care ar trebui să fie considerată o companie strategică. Asigurarea capacității de transport aerian a unei țări este o chestie care nu trebuie lăsată la mâna lui Zvoranu sau lui Popescu sau lui Ionescu. Asta e o treabă care interesează statul român, pentru că este un tip de afacere strategică. Ok, o finanțăm din surse publice, pentru că ne interesează mai puțin din punct de vedere a câți bani face, ci mai mult din cât efect economic produce, sau economic și securitar și așa mai departe. Numai că nu putem să o finanțăm la infinit. Dacă ea nu funcționează economic, înseamnă că ceva nu e în regulă în firma aia. Ea n-are cum să funcționeze pe pierdere, n-are sens să funcționeze pe pierdere. De acord că nu-i cer profit mare, dar nici nu pot să îi dau voie să cheltuie cât vrea, astfel încât să nu rezolve nici problema politică și nici problema economică. Mai am un exemplu pe care n-am să ratez ocazia să-l dau. Am fost și parte în acest exemplu când discutam de faptul că era nevoie și este nevoie și acum când vorbim, este nevoie de o rețea proprie națională de distribuție a producției agricole și agroalimentare a micilor producători, nu a celor mari. Cei mari nu le duc eu grijă, știu să se descurce, dar cei mici sunt absolut abandonați. Și atunci a apărut ideea să se facă o firmă pe care s-a denumit Casa Română de Comerț Unirea, care avea această destinație,
repet, era una politică, era una care trebuia să scoată din inactivitate peste 3 milioane și 700 de gospodării din România, care trebuia să devină active, să-și poată vinde în piața pe care de data asta o ocupau ei și nu stăteau să se concureze cu nimeni, ei se concurează doar în fața clientului. Era un proiect foarte bun, era o chestie foarte bine proiectată, foarte bine desenată. Din păcate, au venit niște oameni care, cum bine spuneați mai devreme, n-au lăsat nici măcar să se termine de construit casa și au început să-i ceară profit, ceea ce era imposibil de realizat. Pe de altă parte, n-au înțeles că ea nu este o chestie care să servească unor interese de partid sau de grup, ci era o chestie care să servească intereselor generale ale producătorilor, micilor producători agroalimentari din România. Deci, ce vreau să spun în concluzie? Nu putem să criticăm faptul că au profitul mic. O companie de stat nu e făcută ca să facă profit statului. O companie de stat e făcută ca să servească unei politici economice pe care statul... Dar putem critica faptul că aceste companii în care statul pompează bani sunt și cei mai mari datornici tot la stat? Absolut, absolut. De aici încolo, cum spuneam, de aici încolo începe partea negativă a subiectului, și anume faptul că au devenit aceste companii niște sinecuri, niște locuri unde se aglomerează tot felul de persoane incompetente, tot felul de se aglomerează toate pierderile posibile din economie, se bagă în aceste societăți știind că ele n-au cum să dea faliment, că vor fi finanțate tot timpul din spate, vor fi susținute economic de stat, și asta este o mare anomalie și o mare tâmpenie dacă se face așa. Au costuri nejustificate, adică, domne, sunt de acord că nu cer profit. Dar nici de asta nu înseamnă că tu acum trebuie să-ți iei toată infrastructura de lux care există pe planetă, să iei cele mai scumpe avioane, cele mai scumpe mașini, cele mai scumpe calculatoare, cele mai scumpe, toate sunt cele mai scumpe. Când e vorba de randament, rezultatul e cel mai prost posibil, mai chiar inferior cheltuielii. Și atunci, într-adevăr, treaba asta este o anomalie care nu denotă nimic altceva decât lipsa unei gândiri economice la nivel statal. Nu există. Și da, ce face ANAF? Pentru că ANAF practic întocmește un soi de, nu știu cum să o numesc, un soi de lista rușinii, așa, în care ne informează odată la ceva timp care sunt cei mai mari datornici ai statului și pot să enumăr câteva așa la o primă strigare, de la CFR Marfă până la tot felul de complexe de astea energetice, cum e complexul energetic Hunedoara, până la Tarom, care și Tarom, dacă nu mă înșel, la anul trecut avea undeva la 7-7 de milioane de lei datorii la stat. Știți care e treaba ANAF, din punct de vedere al posibilităților de acțiune, are cumva mâinile legate. Pentru că ANAF-ul, dacă acea companie îi aparține lui Izvoranu, știe ce are de făcut, vine și le execută pe Izvoranu, ia în casă, ia tot ce are pe el, îl dezbracă, îl da și îl execută. Bun. Treaba asta și nu îl bate nimeni. Toată lumea îl fericită, bravo, bine ei făcut lui Izvoranu că nu și-a plătit obligațiile la zi. În momentul în care discutăm de o companie de stat, apare ce vă spuneam mai devreme, apare interesul politic al statului respectiv. Și atunci vine și spune, băi, știu că are să-ți dea compania de călători de CFR sau eu știu ce altă companie are să-ți dea niște bani, dar nu putem să o închidem sau nu putem să o executăm, pentru că asta înseamnă că trebuie să o vindem. Și dacă o vindem, înseamnă că ea devine privată și atunci înseamnă că îi stricăm rolul. Rolul ei era să facă ceva la influența și la ordinul statului. În condițiile astea, există și aici o soluție pe care nu vrea nimeni să o practice în România, dacă e o părere personală asta, care duce și la democratizarea capitalului și o sursă, o bună sursă de venit pentru multă populație ar putea să fie, dacă aceste companii, păstrând capacitatea de decizie la nivelul statului, la nivelul politicii de stat, care e transparentă, niște oameni care sunt acolo sunt obligați să raporteze ce vor să facă, cum vor să facă și așa mai departe. Deci există o zonă de obligativitate care ține de transparență, dar capitalul poate fi democratizat, în sensul că prin vânzarea de acțiuni și obligațiuni către populație, acei oameni devin interesați de banii lor și atunci controlul este mai puțin eficient al ANAF-ului, dar controlul acționarilor este întotdeauna cel mai eficient control. Atunci adunarea generală poate să decidă să ia măsuri economice juste, să schimbe conducerile, să schimbe politica economică, să schimbe strategia de marketing, să facă tot felul de măsuri, astfel încât el, acționarul,
să aibă de câștigat puțin, dar sigur, din partea unei companii la care este acționar. Aia poate deveni chiar performanță economică, adică poate să aibă și profit, un profit însemnat, important. Deci cam astea ar fi, eu știu, constrângerile și soluțiile pentru astfel de situații, din punctul meu de vedere. Da. Dacă ar fi să ne uităm în continuare la anumite companii, ar trebui statul să mai pompeze bani în ele? De exemplu, în Tarom, luna trecută, statul român a băgat iarăși nu știu câte zeci de milioane. Capacitatea unui... Vedeți că noi vorbim mereu de competitivitate. Competitivitatea nu e neapărat restrânsă la nivelul companiilor sau persoanelor. Sau... Există și o competitivitate între statele care constituie Uniunea Europeană, între statele în general, indiferent dacă sunt sau nu în Uniunea Europeană, această competitivitate trebuie menținută. Cu alte cuvinte, implicarea statului în zona de decizie privind o companie, cel puțin o companie națională aeriană, mi se pare esențială. Cum de altfel este valabil și în producția de armament, și în, eu știu, agroalimentarul mare, acolo unde facem, unde noi am plecat cu totul, atenție, noi nu avem nicio companie de stat care, de exemplu, să preia recolta de cereale a României, ceea ce e o dobitoceală totală, ca să nu ai niciun fel de influență. Iertați-mă, fac o mică paranteză, dar nu pot să o scap, să o ratez. Discutam odată cu ministrul Daia, care mi-a explicat, nu știu, era cred că până 2018-2019, nu mai țin minte, zice, domne, avem cea mai mare recoltă din istoria României la cereale. Cât avem, domnul ministru? 20 de miliarde, 19-20 de miliarde era. Și unde e, domne, unde sunt cerealele astea? La locul lor, în hambare. Aici i-am spus, aici faceți o mică eroare. Hambarele alea, niciunul din aceste hambare nu aparține României, cu atât mai puțin statului român. Adică, vedeți, și după aia noi importăm pâine, importăm biscuiți, importăm tot felul de alte lucruri, importăm mâncare pentru animale, importăm, facem toate importurile. De unde? De la aia care ne-au cumpărat pe preț de nimic recolta de cereale la terminarea, la recoltare. Înțelegeți? Deci când se coace grâu acum, o să vină toți acești, că sunt vreo 8 de toți, care cumpără toată cantitatea de cereale din România, după care ne-o vând la preț, la un preț mic o cumpără și ne-o vând nouă la preț de bursă. O să invoce bursa de la Cairo sau bursa de la Chicago sau eu știu ce altă bursă, în condițiile în care noi avem grâul nostru făcut de noi la prețuri competitive și bune și accesibile, dar nu putem să beneficiem de ele. Înțelegeți, asta este importanța, da, ca statul să fie implicat în domeniile strategice prin deținerea unor companii cu capital de stat sau măcar cu capital majoritar de stat, astfel încât să poată exercita prin aceste companii niște politici favorabile statului. La noi nu se ocupă nimeni de treaba asta. Nu există o asemenea orientare și o asemenea preocupare, din păcate. Bun. Vă mulțumesc, domnule Izvoranu, pentru intervenție și pentru analiză. Doamnelor, domnilor, noi ne revedem la fix cu titlurile orei 14 și ultima oră de dezbatere. De 5,1%, vorbind despre cea de-a patra diminuare consecutivă a acestui indicator. În aprilie, rata inflației a fost de 5,9%. Mărfurile alimentare s-au scumpit însă în luna mai cu 1,24% față de luna mai 2023. Dintre alimente, cel mai mult s-au scumpit conservele din fructe cu 10%, mărfurile nealimentare s-au scumpit și ele cu 6,38% în luna mai față de mai 2023 și s-au ieftinit cu 0,37% comparativ cu aprilie 2024. La această categorie, cel mai mult s-au scumpit medicamentele cu peste 24%. Avem noi rezultate parțiale de la ora 10 pentru consiliile locale. PSD a obținut aproape 37,5%, fiind urmat de PNL cu 29,24% și de AUR cu 9,42%, arată rezultatele parțiale anunțate de Biroul Electoral Central. În ceea ce privește voturile pentru primari, PSD are circa 38,13%, PNL 32,5%, iar AUR 6,35%. În plus, la alegerile europarlamentare, alianța PSD-PNL a obținut aproape 48,6%, iar AUR s-a clasat pe locul al doilea cu aproape 15%, în timp ce independentul Nicu Ștefănuț a obținut puțin peste 3% conform rezultatelor provizorii. Rămânem la subiectul rezultatelor electorale. Încă nu este liniște la sectorul 1. Primarul Clotilde Armand, care își dispută victoria în cursă
cu George Tuță, candidatul PSD-PNL, a susținut în această dimineață că peste 1000 de buletine de vot în alb de la secția de votare numărul 29 s-au evaporat. Ea anunță că așteaptă renumărarea voturilor în toate secțiile. Speranțe pentru România dinspre Bruxelles. Noua Comisie Europeană va trebui să țină cont de rezultatele alegerilor europarlamentare care tocmai s-au încheiat, iar politicile ecologice ale Bruxellesului se vor schimba în avantajul României. Afirmația a fost făcută de ministrul energiei Sebastian Burduja la Maratonul Energie, ediția 3-a organizat de Profit News TV. Dincolo de orice, trebuie să primeze securitatea energetică și producția în bandă, a afirmat ministrul energiei. Cei doi patroni ai firmei care deținea stația GPL de la Crebedia, la care s-a produs explozia soldată cu moartea 5 persoane și cu rănirea a peste 50 de oameni, au fost trimiși în judecată. Aceștia vor fi judecați pentru distrugere din culpă, care a avut ca urmare un dezastru și neluarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă. Războiul taxelor dintre Europa și a doua putere economică la nivel mondial continuă. Uniunea Europeană este așteptată să-și dezvolte planul de tarife pentru vehiculele electrice din China. Decizia vine pentru a combate importurile ieftine de produse subvenționate, transmite CNBC. Concret, Uniunea Europeană are o taxă standard de 10% la vehiculele electrice importate, dar urmează să o majoreze provizoriu pentru mașinile electrice care provin din China începând cu 4 iulie. Continuă sprijinul pe care Occidentul îl oferă Ucrainei în războiul declanșat de Rusia. Statele Unite vor trimite încă un sistem de apărare antiaeriană Patriot în Ucraina. Kievul va primi sistemul zilele următoare, scrie presa americană, care citează oficial de rang înalt. Președintele Volodymyr Zelensky a solicitat din nou două sisteme de apărare aeriană suplimentară pentru țara sa. Continuăm cu sport. Apar primele măsuri inedite înainte de începerea campionatului european de fotbal. Poliția germană ia măsuri pentru a preveni posibile cazuri de violență. Poliția a cerut ca suporterilor englezi să li se vândă doar bere cu alcoolemie de 1% în timpul primului meci al naționalei lor împotriva Serbiei, meci ce va avea loc duminică. În acest fel, autoritățile speră să evite violențele huliganilor în jurul stadionului. Partida dintre Anglia și Serbia a fost declarată ca una de mare risc, cu posibile ciocniri între galeriile celor două țări. Ca de obicei, încheiem cu informațiile despre vreme. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică până mâine de dimineață. Avertizarea este valabilă în Oltenia, Transilvania, sudul Banatului, jumătatea de nord a Munteniei, Moldova și local în Maramureș. Vor fi averse, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii, căderi de grindine și descărcări electrice. În plus, avem și o avertizare cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat în Muntenia, în sudul Olteniei și în zona continentală a Dobrogei. Maximele se vor situa în general între 30 și 34 de grade, iar indicele temperatură umezeală va fi în jurul valorii de 80 de unități. Doamnelor, domnilor, discutăm în minutele următoare despre teme externe și avem o întrebare pentru dumneavoastră, cei de acasă. Care sunt concluziile summitului B9, summitul în format B9 de la Riga? Așteptăm părerile dumneavoastră, luăm o scurtă pauză și ne întoarcem la dezbatere. Doamnelor, domnilor, ne-am întors în direct și l-avem alături de noi pe Sabin German, România de la A la Z, realizatorul emisiunii România de la A la Z. Salutare, Sabin! Salutare tuturor! A avut loc summitul B9, summit în format B9, în care s-au reunit statele de pe flancul de est, la Riga, și, bineînțeles, s-au dezbătut teme legate de situația din estul Europei, războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, noi mesaje de susținere venite din partea statelor membre și din partea NATO către statele de pe flancul estic, reamintind faptul că toți cetățenii de pe flancul estic sunt protejați de Alianța Nord-Atlantică. Cum vezi summitul?
Pentru că aici e un lucru interesant și un lucru pe care trebuie să-l menționăm încă de la început. Deși toată Europa a fost în alegeri, a fost blocată de aceste evenimente electorale, războiul, din păcate, a continuat. Războiul, în timp ce noi ieșeam la urne sau încercam să informăm pe cei de acasă, armata lui Vladimir Putin omora oamenii în Ucraina. Da, pentru că la altceva nu se pricep. Politicienii ruși de multe secole nu se pricep decât la asta. Va trebui să băgăm la cap și să înțelegem că nu există reconciliere cu Rusia până când Rusia nu își va rezolva problemele de interior. Adică ar trebui probabil o nouă revoluție în Rusia, dar nu așa cum a mai fost bolșevică, o revoluție care să aducă democrația. Este extrem de greu de crezut, pentru că dacă ne uităm la dizidenți, inclusiv la Navalny, sigur că da, o să vedem că spiritul ăla de naționalist nu dispare. Au pur și simplu, în gena lor culturală, tot felul de frustrări, li se pare că e societatea asediată, au tot felul de nu știu cum să le zic, atitudini care nu țin pasul cu secolele. Da, pur și simplu suntem în secolul 21 și ei nu pot să înțeleagă asta. Ai văzut că și în cazul alegerilor din Europa s-au arătat interesați doar de extreme. Să vadă ce extremă dreaptă, ce extremă stângă, da, mai vin și mai culeg voturi de la europeni. Și aici naivitatea europenilor, din păcate, începe să spună cuvântul, extrema stângă, ecovandalisme, etc., extrema dreaptă, anti-absolut tot, anti-sistem. Și atenție, antisistem, adică împotriva sistemului care i-a făcut prosper și care le dă dreptul, da, să-și manifeste dezaprobarea. Pentru că aceiași politicieni de extremă, dacă ar fi în Rusia, ar cădea de la etajul 20 în mai puțin de 24 de ore. Dar mai trebuie spus ceva. La summitul ăsta de la Riga a existat un pion, o mână moartă, se numește Ungaria. Până la urmă s-a ajuns la un compromis, nu va participa, dar nici nu va ajuta Ucraina. Asta este o atitudine pe care noi ar trebui să o amendăm. Și o să spun de ce. Să n-aibă cineva impresia, din România, din Ungaria, din Polonia, din Slovenia, de oriunde, din Estul Europei, că Rusia țintește doar Ucraina. Rusia n-a țintit niciodată doar Ucraina. Pentru că Putin, într-un discurs foarte vechi, nu-i așa, cerea NATO să se retragă la granițele din 97, adică să lase iarăși sub papuc, sub bocan rusesc, Estul Europei. Să nu avem impresia că gata, rezolvă problema cu Ucraina, Doamne ferește să o rezolve așa în stilul lor, cu ghilimele de rigoare, da? Și apoi lumea din Est va trăi o pace de 1000 de ani. Nici gând. Nici gând. Rușii vor face tot posibilul să destabilizeze mai întâi sistemele democratice din Est, și apoi să pună mâna, poate prin proxy-uri, prin interpuși, nu-i așa, pe tot ce înseamnă putere, resurse, mentalități. Și aici este cel mai groaznic scenariu. Pentru că dacă ne uităm în Grecia, de exemplu, să dau doar un exemplu, din 21 de europarlamentari aleși duminică, 11 fac parte din partidul de extremă stângă, extremă dreaptă, ultranaționaliști și ortodoxiști. Adică jumătate, practic, din Grecia spune, da, vrem extreme. Și o să ne întrebăm de unde până unde. Ei bine, fake-urile astea venite prin tot felul de ferme de troli își spun cuvântul inclusiv în mintea omului. Da. Se discută din nou despre sistemele Patriot. Sabin, SUA a anunțat că îi va livra în zilele următoare Ucrainei un astfel de sistem. De partea cealaltă și de la noi este așteptată o decizie în acest sens, odată cu organizarea ședinței CSAT. Ucraina trebuie apărată. În același timp, Volodymyr Zelensky, cu fiecare ocazie, reiterează nevoia Ucrainei de apărare aeriană. E greu de dat un răspuns. Primul impuls al meu, personal, este că trebuie să le donăm acel Patriot. Dar este un impuls personal în baza emoției, nu în baza informațiilor vis-a-vis de ce avem noi
apoi în caz de ceva să ne apărăm sau nu avem. Adică aici vor trebui să ia decizie, o decizie politică, aici vor trebui aduși oameni din sistemul militar, pentru că ei au cele mai bune informații. Să mergem pe emoție că hai să dăm sau hai să nu dăm, este extrem de periculos. La lucrurile astea, la astfel de chestiuni, nu populația, nu jurnaliștii și cu atât mai puțin eu trebuie să decidă. Nu, aici trebuie specialiști care să calculeze extrem de bine, uite ce avem, uite cu ce rămânem dacă dăm asta, uite ce primim în schimb, că totuși va trebui să fii pregătit pentru ceva urât cu Rusia, chiar dacă nu se întâmplă, pentru a trebui să fii pregătit, și aici aș merge pe mâna specialiștilor, pe mâna celor care dețin informații esențiale. Noi putem să mergem doar pe emoție. În caz de rău, de rău istoric, emoția nu ajută la nimic. Emoția nu ajută la nimic, pentru că din emoție se naște și panica și în cazul unui eveniment major, panica este la fel de spurcată și neproductivă ca acel eveniment. Mă feresc să spun cuvântul război, ia că l-am spus. Bun, Klaus Iohannis a vorbit la Riga și a fost întrebat de jurnaliști despre rezultatele alegerilor. A vorbit inclusiv despre configurația Parlamentului European. Tu cum vezi noua configurație a Parlamentului European în contextul în care vedem tot felul de formațiuni politice așa numite extremiste, care vor intra pentru prima dată, cel puțin, în noul mandat al Parlamentului European? Și noi avem surprize venite din țara noastră. Pe lângă AUR, care a luat un loc 2 la alegerile europarlamentare, și SOS România, SOS România, partidul Dianei Șoșoacă, va intra în Parlamentul European cu persoana menționată, respectiv Diana Șoșoacă și Luis Lazarus. Bine, eu nu sunt foarte îngrijorat de extremiștii din Est. Extremiștii din Est sunt de obicei foarte vocali, dar în același timp, când ajung într-un sistem, sunt foarte, foarte subalterni. Eu m-aș îngrijora mai mult de votul, de exemplu, tinerilor de 16-18 ani care au votat în Germania și care undeva la 16% au votat cu Alternativ für Deutschland, da? Cu extremiști. Și extremiștii de acolo se compară cu extremiștii de la noi. Adică extremiștii la noi sunt derizorii, sunt vocali, sunt spectaculoși în istericalele lor, dar atât. Acolo deja toate istericalele astea sunt sistematizate într-o ideologie pe care o credeam aruncată la coșul de gunoi al istoriei. Vorbim de nazism, vorbim de saluturi naziste, vorbim de niște lucruri pe care, cum să zic, le mai găsești în cartea de istorie sau în filme cu subiect istoric. Mai mult mă îngrijorează iarăși Franța, unde ați văzut că deja se îndreaptă spre, totul spre o criză politică, da, Bardelat și Marine Le Pen în spate, care pur și simplu pun o presiune incredibilă pe Macron, Macron fiind obligat să anunțe anticipate, ori să rezolve Parlamentul. Aceeași propunerii s-a făcut lui Scholz în Germania. Dacă ne uităm în Est, o să vedem că ai noștri spectaculoși, indiferent de unde vin din Est, și aici vorbim de extremiști din Est, sunt tipi care nu vor avea nicio relevanță. În afară de scandalurile și deliciu presei de scandal, ei nu vor avea relevanță, pentru că să știi că extremiștii nu primesc rapoarte de făcut. Aici sunt chestiuni tehnice. În comisiile de specialitate sunt zero barat, nimeni nu ia în seamă. Și ei se vor mărgini la scandaluri și o să avem o cohortă de breaking news, cel puțin în primele 6 luni, în primul an, dar în care spectaculozitatea și istericalele celor din Est vor ține mai întâi prima pagină, apoi a doua pagină și încet, încet se duc după horoscop acolo unde e caseta de redacție, adică nu vor avea nici măcar relevanța spectacolului. Problema fundamentală rămâne totuși cu mintea europeanului de vest. Mintea europeanului de vest care dintr-o dată vede că nu mai are unt în frigider, că are margarina. Și el a fost obișnuit cu untul destul de multe decenii. E bine, reziliența asta scăzută, rezistența scăzută, toate astea o să comporte un scor din ce în ce mai neplăcut pentru democrație. Dar aici este, până la urmă, și
și esența democrației, să spună la lucru instrumentele, să spună la lucru atitudinile și încet încet să rezolve problemele. Nu e prima dată când se întâmplă asta. Îți amintesc că în mai 68 a fost o revoltă, da, în Sorbona, etc., etc., în toată Europa. Flaur pauriștii au fost destul de contondenți în mentalități, în presiuni. Da? A venit criza petrolului, iarăși, crize peste crize, toată lumea credea că Europa gata, se îngroapă singură, își pune ultima lopată de pământ peste căpățână. Nu se va întâmpla asta. Nu sunt foarte pesimist în ceea ce privește votul pentru Parlamentul European, pentru că nu au atât de mare relevanță. Relevanța lor este dată mai mult așa cu un peisaj ăsta emoțional, pentru că spun lucruri pe care nimeni nu are curajul sau decența să le spună. Adică scandaluri, jigniri, te strâng de gât, te omor, mă duc la ambasada Rusiei, porcării de genul ăsta pe care noștri le fac. Ai văzut că Șoșoacă a și plecat deja la ambasada Rusiei la două zile după europarlamentare să-și, nu știu ce să-și facă acolo, să-și facă o poză cu nou ambasador. Atâta poate, na, atâta poate. Poate să înțelegem că există și astfel de oameni dintre noi. Da, vreau să-l salut și pe domnul profesor Mihai Manea, care ni se alătură acestui dialog. Mulțumesc că ați acceptat invitația, domnule Manea. Dacă ne auzim, domnule Manea. Da, eu vă aud. Acum vă auzim și noi. Domnule profesor, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Domnule profesor, cum vedeți faptul că în anumite state care au la vârful politicii o anumită orientare, nu știu, poate mai naționalistă, n-aș numi, m-aș feri de termene, de termenul extremiste. Iată în Slovacia, iată în Ungaria, care au fost considerate un soi de oi negre ale Uniunii Europene, cel puțin pe deciziile astea legate de securitate, pe decizii legate de migrație și așa mai departe. Deși Victor Orban a obținut o victorie în alegeri, partidul său a obținut o victorie ceva mai, cu un scor ceva mai mic, adică cumva și partidele celelalte recuperează din pierderile din ultimii ani. În Slovacia, partidele pro-europene pare că au luat fața partidului lui Robert Fico. De partea cealaltă, acolo unde aveam astfel de partide pro-europene, în anumite state, cel mai pronunțat exemplu fiind cel al Franței, extrema dreaptă câștigă foarte mult teren. Partidele de extremă câștigă foarte mult teren. Și asta putem vedea și în Austria, putem vedea și în Germania și nu numai. Acum, dați-mi voie, înainte de a trece sau de a începe să discutăm pe această problemă, să vă amintesc un eveniment care s-a întâmplat, cred că acum sau două, trei zile, la Marea Arenă din Verona. A fost un concert superb al Orchestrei Sinfonice Italiene, condusă de maestrul Riccardo Muti. A ajuns la o vârstă și acolo a fost invitat președintele și doamna Meloni, primul ministru italian. Și a fost acolo o comparație, Riccardo Muti, dirijorul, face o comparație între orchestră-societate. Și spune, vedeți, în orchestră lumea se acceptă unii pe alții. Este o diversitate, dar noi ne acceptăm, cei care cântă la trombon, cei care cântă la pian și așa mai departe. Și a făcut o comparație cu guvernul doamnei Meloni, care a zâmbit acolo, o arătau camerele de televiziune, dar nu prea i-a convenit comparația asta. Acum, de ce a făcut această, hai să spunem, comparație? Pentru că dumneavoastră a spus un lucru foarte important. A spus-o și antevorbitorul meu, celălalt invitat al dumneavoastră. Europa s-a îndreptat prin alegerile acestea din iunie anul acesta, europarlamentare, către o nouă realitate politică. Este foarte corect că extrema dreaptă, sigur, label-urile astea de extremism, naționalism, stânga, dreapta, trebuie să fim atenți, ele nu prea mai au întotdeauna, dacă vreți, acoperirea în fapte. Extrema dreaptă a câștigat. Sigur, eu, din punctul meu de vedere, din punct de vedere istoric, eu mă așteptam la lucruri și mai, să vă spun, radicale. Dar cred că una din elementele care putem să, ca o concluzie, este că în Parlamentul European împărțirea, repartiția de forțe va face
să existe totuși un echilibru. Sigur, doamna van der Leyen, a cărei partid a ieșit victorios în Germania, CDU-ul, va trebui să facă niște compromisuri în condițiile în care se și vorbește că s-ar gândi chiar la o alianță, la o susținere alături de doamna Meloni. Cine e doamna Meloni? Produsul unui partid neofascist în Italia. Pe de altă parte, iertați-mă, o să mai fac o comparație, căci sunt istoric de meserie. Vă rog. Am senzația că, sigur, nu o să ajungem la scenele Parlamentului de la București în prezența președintei SOS România, dar dați-mi voie să cred că Nigel Farage, liderul britanic al Skipului, care a condus campania de Brexit în Parlament, va fi un dulce copil. Pentru că eu mă aștept ca liderii extremiști să fie extrem de vocali în Parlamentul European. Sigur, nu vor fi luați în considerare, sigur vom avea ceea ce și spunea niște breaking news, dar oamenii aceștia vor exista acolo. Avem însă, cred, democrația mai are acolo o portiță de salvare. Și anume faptul că aceste grupări de extremă nu reușesc să se coalizeze, să formeze un pol unitar, pentru că interesele lor sunt foarte, foarte diferite. Și de aici o problemă. Pe de altă parte, este un șoc. Evident, faptul că în Franța Emmanuel Macron trebuie să convoace alegeri legislative parțiale. Victoria lui Bardella, care este de fapt omul drăguț, frumos, prezentabil, playboy-ul în fața al partidului doamnei Le Pen, a câștigat și a câștigat chiar dur. Pentru mine rămâne un șoc fantastic dispariția totală a unui partid cu așa de mare renume în Franța, și interbelică și postbelică, Partidul Socialist. Partidul acela pare că nu mai există, s-a și desființat în Franța. Apoi există rezultatul din Germania. Acolo este sigur un teren sensibil, terenul fostului Reich nazist. Germania este o de mare democrație, dar să nu uităm că campania electorală în Germania s-a soldat cu victime. Accentuarea sau accentul pe pedala antimigrației duce la moartea unui polițist la Mannheim. E adevărat că și alternativa pentru Germania, partidul de extremă dreaptă german, a pierdut un lider pentru că opinia publică l-a pus la zid, practic, pentru campaniile desfășurate. Și totuși acest AfD este pe locul 2 în Germania. Nu mai discutăm de Olanda, unde în sfârșit domnul Wilders și-a format un cabinet. Și-a format pentru că el nu face parte din acel cabinet, dar acolo intră iarăși în extrema dreaptă. Deci trăim, dacă vreți, din punct de vedere istoric, o întoarcere către dreapta extrem de pronunțată. Acum vreo 2-3 săptămâni, un editorial din Washington Post, pe care l-am parcurs, încerca să facă o comparație cu anul 1939. Și o făcea, de ce? Dacă vreți, aducând aminte lumii, vedeți, fraților, că și în 39 încă se spera la pace și că în septembrie a început al doilea război mondial. La noi ar fi al treilea, Doamne ferește. Deci, există acest curent. Eu pentru România, eu sunt român, mi-am considerat, deși am trăit mulți ani în afară, trebuie să vă spun că mă bucur că a existat un vot cu o încărcătură puternică europeană, indiferent către cine. Și iarăși mă bucur că ne-a trecut așa pe la ureche, sper că oamenii să se mai gândească până în septembrie versus decembrie, glonțul extremismului. Deci din acest punct de vedere, cred că trebuie să fim foarte pregătiți pentru ce va urma și toate evoluțiile astea politice. Sabin, în primul rând, dacă ai un comentariu sau ceva de adăugat, dacă nu, m-aș duce către o declarație venită de la Kremlin în contextul organizării alegerilor și în contextul momentului în care au fost desfășurate alegerile, spunând că privesc cu atenție spre
spre alegerile din Franța, de exemplu, sau din alte state de interes, poate, pentru Kremlin. Crezi că există o implicare a Kremlinului în campaniile respective ale partidelor de extremă? Aici aș merge pe două flancuri. Pe de o parte, există senzația unei deteriorări a joie de vivre, da, dacă mergem în Franța. Francezii își amintesc cu o destul de mare nostalgie, cum își amintesc unii de la noi de Ceaușescu, culmea, de vremurile în care, pe vremea lui De Gaulle, plăteau undeva la 10% din venituri pe chirie și trăiau într-un mediu securizat, credeau ei. Da? Adică, domnule, noi suntem francezi, bem prin franțuzez, ne întâlnim mereu pe stradă cu alți francezi, Franța este a francezilor. Numai că lumea s-a schimbat. Globalizarea aduce și concurență. Globalizarea aduce și nevoia de forță de muncă. Forța de muncă nu mai e de la francezi, o iei de la oameni veniți în Franța ca să muncească. În momentul în care pui o anumită emoție în scena publică, și aici vorbim despre, uite, ultimele chestiuni. Primul domn arestat după ce au pus tot felul de sloganuri naziste pe clădiri din cartierul evreiesc. Au pus sicrie aceiași moldoveni în fața, mă rog, moldoveni, ruși din Moldova, în fața turnului Eiffel, sicrie pe care scria un soldat francez în Rusia. Adică lucrurile astea deja, prin intermediul tuturor mutațiilor din comunicare și vorbind despre platforme sociale, au creat o emoție total de rentabilă pentru democrație. Pe de-o parte. Pe de altă parte, hai să fim serioși. Rușii nu vor merge decât pe extreme. Pentru ei, Marine Le Pen nu este doar doamna, președinta unui partid care a luat 10 milioane de dolari de la o bancă apropiată de Kremlin. Nu. Este un exponent a tot ceea ce trebuie să devină în mintea rușilor Uniunea Europeană. Adică un spațiu nesecurizat, nesecurizant pentru proprii cetățeni, un spațiu lăsat într-o zonă gri a democrației și evident, de acolo vin toate avantajele pentru ruși. Sigur că se implică. Sigur că se implică, uite-te în Parlamentul European, unde sunt europarlamentari care au făcut mare, mare reclamă unui spionaj în favoarea Chinei și a Rusiei. Există o mulțime de mari oameni, și îți amintește Schröder, da, care după ce n-a mai fost cancelar, a plecat la Gazprom. Adică rușii și-au pregătit din timp terenul. Sau am vizat pe tot ce a însemnat naivitatea europenilor. Da? Willy Brandt, cancelar occidental, vest german, da? Care a avut naivitatea ostpoliticului prin anii 70, a luat și premiul Nobel pentru pace, uitând că orice mână întinsă Rusiei creează niște dependențe. Acum noi tragem, practic, ponoasele acelui ostpolitic, naivității Angela Merkel, care știa că Nord Stream 2, de exemplu, va crea o anumită dependență de Rusia. N-am luat în seamă 2014, anul raptului Crimeei. Ne-am jucat un pic de istorie, așa cum ne costă. Și ne costă la modul în care va trebui să explicăm oamenilor, care oricum se simt abuzați de o realitate care nu le aparține, da? Că va trebui să trecem la o industrie, nu o să-i spun de război, o industrie care să pună accent pe zona de securitate. În condițiile unui tremolo geopolitic, practic, ne jucăm cu emoția. Problema fundamentală este și la politicienii europeni, pentru că pur și simplu parcă nu mai au lexicul potrivit de a vorbi despre omul ăla care merge la muncă. Și eu eram în Parlamentul European atunci când se discuta despre curbura castravetelui, vreo 200 de pagini, cât de curbate să fie castravetele, ce muzică îi pui vaci ca să dea lapte, că îi pui Wagner, că îi pui Mozart, cât metri pătrați trebuie să aibă o găină în coteț, toate porcăriile astea care, cum să zic, poate că ele sunt așa venite dintr-un spirit foarte, foarte umanist, foarte filozofat, i-aș spune, însă nimeni nu vorbea despre omul care se trezește dimineața să plece la fabrică. Ori astea se răzbună, întotdeauna se vor răzbuna. Dincolo de asta este presiunea verzilor, care au venit cu un Green Deal nesustenabil economic cu o perioadă atât de scurtă de implementare. Și uite că deja extremele încep să aibă niște presiuni incredibile. L-am văzut pe Manfred Werner, care discuta deja despre pași înapoi. Și este normal să discute despre pași înapoi.
Bun. Vin apoi ecovandalii, așa le spună sora, ecovandalii care au doar sentimentul că trebuie luat în seamă distrugând o pictură sau aruncând cu vopsea pe o sculptură. Încet, încet, cumva se intră într-o disarmonie de asta destul de urâtă pentru democrație. Mai ai și Free Free Palestine, care vin pe fondul unui antisemitism pe care îl credeam aruncat pur și simplu undeva sub pământ. E bine, nu. Bun. Nimeni nu folosește din Free Free Palestine data de 7 octombrie, nimeni nu vorbește despre cauze, vorbesc numai despre ca și cum din senin Israelul ar fi atacat Hamasul, nu se discută despre Hamas ca o, organizație teroristă. La Free Free Palestine-ul ăsta, la naivitatea ăstora, sau pur și simplu porcăriile din, din căpătânile lor, dar se realiază ONU, care îl premiază pe Raisi, fostul președinte iranian, responsabil de moartea 4.000 de dizidenți, da? Pe timp de pace. Adică vorbim despre o naivitate incredibilă care cuprinde lumea întreagă. La fel, Curtea Penală Internațională pune pe același plan un premier al unei țări democratice, Netanyahu, da, cu toate păcatele lui, da? Pe același plan cu o organizație teroristă, Hamas. Adică undeva se rupe firul logic. Democrația va trebui acum să strângă din dinți, să muște din iarbă și să se ridice, pentru că este mai lovită, practic, ciclii este lovită de tot felul de aberații de astea. Pe de o parte, ultra-reglementare și pe de altă parte, o libertate foarte prost înțeleasă. Pentru că eu nu cred că libertatea înseamnă să dai drumul antisemitismelor, să dai drumul saluturilor naziste și subiectelor pe care însăși istoria le-a interzis cu prețul a zeci și sute de milioane de morți. Da. Bun, o scurtă concluzie în 30 de secunde, un minut, domnule Manea, vă rog. Da, total de acord cu ce a spus domnul Sabin. Cred că nu numai democrația, dar și Uniunea Europeană va trebui să se readapteze noilor realități. Nu cred că Rusia va termina vreodată sau va renunța, a spus o purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Peskov, la dezinformare, la, dacă vreți, subvenționarea extremei drepte. Cred că vom trăi și mai mult și vom vedea și mai mult acțiuni împotriva migrației, acțiuni împotriva LGBT-ului sau diversității și, de ce nu, a spus-o domnul Sabin atât de bine, antisemitismul a irupt cu atâta putere încât nici nu ne gândeam vreodată că ne vom întoarce la așa ceva. Din punct de vedere istoric, e de gândit la ceea ce se întâmplă în momentul de față. Bun, vă mulțumesc, domnule Manea, Sabin, îți mulțumesc și ție. Domnilor, am ajuns la final, atât pentru astăzi, dar ne dăm întâlnire mâine la ora 12 aici la Prima News. O zi frumoasă, rămâneți cu bine! We'll be right back.